Această emisiune vă este oferită de compania Herbașu. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la emisiunea Strategie în alb și negru. Sunt Delia Duca Ilescu și vă invit să aflați, ca de obicei, noutăți din lumea șahului. După succesul Festivalului Internațional al Șahului în școală organizat săptămâna trecută în Ploiești de către International Chess Union School în colaborare cu Primăria Municipiului Ploiești și Asociația Județeană de Șah Prahova, proiectul Șah în școală continuă. În acest weekend are loc o nouă etapă la Zalău, urmată de noi competiții la Iași pe 5, 6 august și Tutora pe 19 august. În noul an școlar, un moment important va fi pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, când peste 3.000 de copii din 30 de orașe vor participa la competiții desfășurate simultan. Proiectul național Șah în școală a fost inițiat de Vlad Ungureanu, președintele ISCU, și se desfășoară la nivel național cu sprijinul colaboratorilor, printre care și invitatul ediției de astăzi, Ionuț Gânju, instructor la Clubul Municipal Roman. Câștigătorul celei de-a treia etape a Grand Chess Tour este nimeni altul decât Magnus Carlsen. Fostul campion mondial a înregistrat o serie de 9 victorii în primele 9 runde de blitz. Fostul campion mondial, Magnus Carlsen, a dominat etapa a treia a Grand Chess Tour desfășurată în Zagreb între 5 și 10 iulie, cu o serie impresionantă de 9 victorii consecutive în primele 9 runde de șah blitz. Norvegianul s-a impus ca lider al clasamentului, urmat de rusul Jan Nepomniči. Alireza Firuja s-a clasat pe locul 3, iar Fabiano Caruana, câștigătorul primei etape din București, a ocupat locul 4. Richard Rappert și Constantin Lupulescu au reprezentat România în această etapă desfășurată în Croația. Magnus Carlsen a obținut a doua sa victorie în cadrul circuitului, după ce a câștigat și etapa de la Varșovia. Ultimele două etape ale circuitului Grand Chess Tour 2023 vor avea loc în Statele Unite ale Americii. Doamnelor, domnilor, alături de mine este domnul Ionuț Gânju, instructor în cadrul Clubului Sportiv Municipal Roman, unde antrenează zeci de copii minunați la șah. Domnule Gânju, bine ați venit! Bine v-am regăsit! Mă bucur că ați venit să ne mai povestiți despre acest minunat proiect Șah în Școală, care are o amploare deosebită. Și vorbesc despre acest proiect pentru că v-am revăzut în cadrul Festivalului Internațional Șah în Școală, care a avut loc la Ploiești. Festivalul de la Ploiești din perioada 3-9 iulie a fost, de fapt, într-o primă fază, încununarea muncii noastre de aproape 2 ani. De fapt, acum noi am trecut la alt nivel, preluând International School Chess Union, Federația Mondială a Șahului în Școală, și am fost foarte încântați că Federația Internațională de Șah, organismul suprem în șah, a fost partenerul nostru în organizarea acestui festival, unde au participat echipe din 8 țări. Și au fost echipe din Mexic, Ucraina, știu că au fost împreună cu gemenele noastre care au fost pe locul al doilea, au fost acolo pe podium. Au fost Mexic, Ucraina, Polonia, Israelul, Grecia, Republica Moldova, în fine, au fost mai multe. Da, delegația mexicană cred că trebuie remarcat că au fost sarea și piperul turneului, deci acel spirit sud-american care a acaparat efectiv festivalul pentru că auzeai Forța Mexico peste tot, farmecul grecilor. Am remarcat foarte mult dârzenia echipelor din Ucraina, deci efectiv fiecare țară acolo a prezentat copiii la tablă, au reprezentat de fapt cultura lor, ceea ce ne sunt ei de fapt. Oricărui concurs internațional este această grupare din mai multe țări, este un schimb cultural acolo. Asta a și fost. Noi am fost încântați că am avut aproape 80 de echipe la start. Prea bine se știe, 2 băieți, 2 fete, trebuiau să fie până în 12 ani, legitimați la cluburi, din aceeași școală. A fost o competiție superbă, iar dacă ați amintit de gemenele pe care le antrenez eu la Roma, Ailin și Iasmin Tsugui, le-am avut invitate chiar recent în emisiune.
Da, am fost foarte încântat că premiul pentru echipa de fete s-a numit Elisabeta Polihroniade. Așa este. Cea pentru care noi, e icoana șahului românesc și cea care s-a luptat foarte mult pentru introducerea șahului în școli în România. Așa este, visul dumneavoastră era să aibă fiecare copil o tablă de șah în România și cred că proiectul Șah în Școală duce mai departe acest vis. Domnul Vlad Ungureanu este coordonatorul la nivel național. În ce fel vă ajută în desfășurarea activității dumneavoastră în cadrul acestui proiect și nu numai? Da, el, precum am spus la început, acest proiect acum a ajuns la alt nivel, pe care inițial nici noi nu l-am gândit, pentru că ISCU, da, forumul pe care noi îl conducem acum internațional al șahului în școală, își dorește o extindere cu un board pe fiecare continent. Inițial s-a plecat de la lecții deschise, susținute în Iași, în Constanța, în Ploiești. A avut o amploare mai mare decât ne-am fi așteptat. Și acum are o amploare fantastică, mai ales că este un sponsor foarte puternic în spate care finanțează acest proiect. Dar echipa, în primul rând, meritul lui Vlad Ungureanu este că a strâns în jurul lui o echipă nu frumoasă, foarte frumoasă, unde noi ne înțelegem absolut din priviri. Pentru că fără oameni nu poți realiza astfel de lucruri. Da, dumneavoastră care vă ocupați la nivelul județului Neamț împreună cu alți antrenori, instructori din alte județe, ați creat acest proiect până la urmă, fiecare în parte în județul de care s-a ocupat. Eu am fost mai mult încântat că proiectul a început să se dezvolte foarte mult în mediul rural. Din județul Neamț, la Ploiești, au fost prezente 4 echipe, dintre care 3 reprezentând școli gimnaziale din mediul rural. A fost o satisfacție că profesorii care au venit de acolo au preluat acest virus al șahului pe care noi l-am avut de copii. Trăiau foarte mult alături de copilașii lor la meciurile pe echipe și, de fapt, ne întoarcem la deviza șahiștilor din întreaga lume, gens una sumus. Eu cred că acum am devenit șahiștii un virus pentru toată lumea. Odată ce l-ai luat, odată ce ți-a intrat șahul în sânge, nu mai dispare de acolo. Așa este și mă bucur că ajutați și copiii din zonele rurale să aibă acces mai ușor către acest sport. Poate cei de la oraș ajung cu mai mare ușurință la un club de șah, dar de fiecare dată când văd că cineva merge spre sate, spre copiii de acolo, cu astfel de ore săptămânale de șah, mă bucur cu atât mai mult. Sunt copii care își doresc, nu, să aibă parte de aceste ore. Personal am efectiv dat pe spate de talentul unei fete care nu făcuse foarte multe ore de șah. Dar care s-ar fi pierdut altfel. Dar un talent fantastic și după Ploiești, fata s-a îndrăgostit iremediabil de șah. Făcea lupte de performanță. O cheamă Pădaru Ștefania din Comuna Creangă. 12 ani, Comuna Creangă, județul Neamț. O fetiță care efectiv nu înțelegeam cum de joacă șah atât de bine, pentru că avea de multe ori sunt mai motivați să citească singuri cărți, găsesc în bibliotecă, găsesc oriunde, sunt avizi, își doresc foarte mult, chiar asta am observat, se bucură mai mult. Chiar și de o carte de șah, două cărți de șah și cu adevărat le citesc. Nu le pun acolo în bibliotecă și uită de ele. Și de aceea am și această bucurie când văd că cineva într-adevăr se duce spre copii din zonele rurale care se bucură parcă și mai mult atunci când au acces la informație. Și eu am fost de multe ori surprinsă să văd că unele lucruri deja le știau. Este pentru că părinților, bunicilor, atunci când au chiar și o carte de șah, poate scrisă de doamna Elisabeta Polihronea, adică am mai văzut acea carte 64 de premii de frumusețe sau orice altă carte au în bibliotecă, au grijă să transmită mai departe copiilor sau nepoților din informații din cartea respectivă. Păi, cred că toți am început cu șahul pentru toți, a doamnei Elisabeta Polihronea, de cu 64, dar șahul pentru toți cred că e Biblia, a fost Biblia noastră. Da, acum șah în școală reprezintă un fenomen pe care nu mai poate opri absolut nimeni. Este ceea ce spunea colegul Lucian Jugaru de la Galați, este un perpetuum mobile.
Pentru că în fiecare weekend se întâmplă 1, 2, 3, 4 concursuri undeva în țară. Exact. Și să nu uităm de domnul Constantin Țurlea, care a organizat la Ploiești, a fost coorganizator al acestui festival. Constantin Țurlea cu Dariana Didiliuc, acolo au fost sufletul. Ei au fost ai locului. Coorganizatorii din Ploiești. Da, vă felicit pentru reușitele în cadrul acestui proiect. Vă urez mult succes în continuare. Mă bucur să văd astfel de rezultate. Ne bucurăm pentru orice proiect care se implementează în România, cu atât mai mult când vedem un astfel de succes și la nivel internațional. Chiar a fost promovat și pe site-ul FIDE al Federației Internaționale de Șah acest concurs. Sperăm să continue să mai fie astfel de evenimente în România. La anul, cu siguranță, acest festival va fi mai mare, dar încrederea pe care noi am primit-o acum este o încredere acordată, de fapt, și României. Astfel vom avea capacitatea și posibilitatea de a organiza mult mai multe turnee internaționale în România, inclusiv campionate mondiale europene, ceea ce încet încet vom avea, pentru că vom avea acum în septembrie la Mamaia. Este un prestigiu al țării. Este un prestigiu al țării și ar fi frumos ca într-un an sau doi să organizăm campionatul mondial școlar în România, care acum în luna august va fi în Kazahstan. De fapt, echipa câștigătoare de la Ploiești va pleca în Kazahstan la campionatul mondial. Da, chiar am vrut să spun că locul întâi a primit dreptul de participare și susținerea pentru acest campionat mondial. Sperăm să ne reprezinte cu succes acolo. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența, domnul Gânju. Vă urez mult succes în toate proiectele viitoare și să mai veniți cu noutăți în cadrul emisiunii. Vă mulțumesc din suflet și cu siguranță voi reveni dacă voi fi invitat. Cu mare drag, oricând, doamnelor, domnilor, urmează cugetarea regiului. Bineînțeles, analiza poate oferi uneori rezultate mai precise decât intuiția, dar implică un efort considerabil. În general, fac mutări intuitive. Mare parte din timpul petrecut gândind este doar pentru a le verifica. Vă invităm să rezolvați această diagramă, că nunțul alb mută și dă mat în două mutări. Până data viitoare așteptăm e-mail-urile dumneavoastră pe adresa de e-mail sah@rondrealitatea.net sau pe canalul de YouTube Strategie în alb și negru și soluția o vom vedea împreună în ediția viitoare. Doamnelor, domnilor, ediția de astăzi a ajuns la final, dar vă aștept și data viitoare cu alte noutăți din lumea șahului. Iar până atunci, nu uitați de gimnastica minții. Această emisiune vă este oferită de compania Erbașu.